cu tot respectul pentru Nea Puiu, dar eu nu cred că ar fi trebuit tocmai el să-l judece pe Lucescu. De ce? Nu. Fiindcă îl domină la toate capitolele. Cum? Puteți să repetați? Îl domină la toate capitolele. Păi stați un pic, că Anghelul Erdănescu e supranumit antrenorul secolului. Adică... Păi, dar vreți să vă spun ceva? La generația noastră de aur și pe dumneavoastră vă puneam antrenor tot performantele la de. Adică spuneți că a fost generația mult prea bună și era simplu pentru oricine? Păi nu vă spun eu, asta e realitatea. De ce mai antrenor Lucescu decât Iordănescu, spuneți? Păi deci să luăm așa logic, cât jucători a promovat Lucescu, cât a promovat Naemi. Ce echipe a făcut Lucescu și ce echipe a făcut Iordănescu? Vă spun eu, Iordănescu n-a făcut niciuna, că nici Steaua aia nu e făcută de el, e făcută de Halagen. Sau nu vorbim de Ienei, vorbim de Iordănescu. Păi da, de Iordănescu. Mă scuzați, și păi nu Nea Puiu n-a beneficiat și dânsul, nu era și el. A preluat echipa de la Ienei, care era preluată de la Halagian, ca să poți de la Halagian. Deci nu e o echipă făcută de Naemi sau de Nea Puiu. Da, bine, era antrenor secund într-adevăr la 86. Ce părere ai, maestre? Că văd că... Da, aici sunt adevăruri, adică nu pot să am păreri că așa a fost istoria. E adevărat că Halagian a asamblat acea echipă, dar e la fel de adevărat... În 84, meciul cu Roma, 0-0 acasă. Bun. Dar e adevărat că... Eu nu înțeleg, până la urmă, și eu îmi dau o părere. Normal. Nu trebuie să fiu înjurat că eu îmi spun un punct de vedere sau nu trebuie să fiu criticat. Adevărul e că a reacționat un pic agresiv Anghel Iordănescu la adresa lui Lucescu. E adevărat, aveți dreptate. Hai să vă mai spun ceva. Nea Mircea încă practic această meserie. Nea Puiu a dat-o în politică de multe ani. De ce vorbește de fotbal? Putea să vorbească un tip sau cineva care încă mai antrenat, mai ocupat de...